Calendar. Calendarul este un sistem de împărțire a timpului în ani, luni și zile. Calendarul solar este un calendar ale cărui date indică poziția Pământului în revoluția sa în jurul Soarelui. Calendarele solare sunt bazate pe durata anului solar de aproximativ 365 de zile. Exemple de calendare solare. Calendarul gregorian este varianta de calendar cu cea mai mare răspândire. Lunile anului din calendarul gregorian. Calendare digitale, calendare online și programe pentru crearea calendarelor. Calendarul clasic, de perete sau de birou. Calendarul clasic îndeplinește de obicei și o funcție estetică. Calendar cu Microsoft Office Word. Realizați o pagină de calendar care să îndeplinească următoarele cerințe. Formatul A3 pentru dimensiunea paginii, inserare tabel cu opțiunea Quick Table, text artistic formatat astfel, aspect gabriola, dimensiunea 200, culoarea roșie, accent bold, efecte de text glow de dimensiune 18 puncte, transparență 15%, double wave pentru linia de așezare a textului, și outline text, contur de text de grosime 6 în culoarea gri. Imaginea se va selecta din galeria Creative Commons. Iată și o demonstrație a rezolvării cerințelor. Document necompletat. Dimensiunea paginii A3, inserare text artistic cu conținutul decembrie. Aspectul textului gabriola, dimensiunea 200. Format, culoare de umplere roșie, contur text în grosimea 6 și culoarea gri, efecte pentru text, umbră interioară bottom, glow, aură, de dimensiunea 18, în culoarea gri, o altă nuanță de gri decât cea aleasă pentru contur. Materialul și perspectiva ușor moderată. Iar linia de așezare a caracterelor double wave, adică un val dublu. Dublu click sub acest text artistic, inserare, tabel. Cu ancora deplasăm tot tabelul și cu layout delete rows
eliminăm un rând din tabel. Pe butonul acasă, pornire, alegem un aspect de text pentru întreg tabelul. Urmează completarea tabelului cu date. Zilele săptămânii, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, să consultăm, da, reașezarea tabelului cu ajutorul mini-tabelului din colțul de dreapta jos, consultăm calendarul din aplicația Calendar. Anul 2021, decembrie, 1 decembrie, va fi într-o zi de miercuri. Sâmbătă 4, duminică 5, luni 6. Suficient să formatăm tabelul cu un ușor chenar gri și fundal nuanțe de orange. Inserarea imaginii cu ajutorul cheii de căutare Christmas Tree, brad de Crăciun. Primul lucru care trebuie făcut pentru o imagine este încadrarea ei în fața textului. Wrap text in front of text. Reglaje pentru imagine. Dar imaginea va fi trimisă în spatele textului. Și acest lucru se realizează send to back, send behind text. Trimitere în spatele textului. Sesiune de autoevaluare. Realizați o pagină de calendar care să îndeplinească următoarele cerințe. Formatul A3, tabel inserat cu comanda Insert Quick Table, text artistic. Imaginile vor fi formatate altfel în acest exemplu și iată, în următorul film, cum se realizează această serie de cerințe noi. Document necompletat, dimensiune pagină A3, inserare text artistic cu conținutul ianuarie, aspectul textului Gabriola din nou, dimensiunea textului artistic 160 de puncte, culoare de umplere roșie, culoare de contur în dimensiunea maximă 6 de culoare gri deschis, o aură pentru text, un efect de glow, într-o altă nuanță de gri, cu o ușoară transparență, materialul de umplere cu linii moderate, moderat ascuțite și linia de așezare a textului double wave. Inserare rapidă, un tabel pentru care vom alege text cu aspectul Arial Black în culoarea Blue Marine, dar să ștergem prima linie, Delete Rows, comandă din fila Layout, formatăm întregul tabel, îl redimensionăm, cu ajutorul cheii de căutare Snowflake, adică fulg de nea, inserăm o imagine. Pentru ea, încadrare text în fața textului, formatare
culoare, transparență pentru imagine. Imaginea este transparentizată, este și duplicată. Recolorăm imaginea într-un efect de acuarel. A doua imagine va fi și ea recolorată în nuanțe de verde, cu un ușor accent, și ambele imagini sunt trimise în spatele textului. Inserăm o altă imagine cu o cheie de căutare în limba română, om de zăpadă, tot din galeria Creative Commons. O să eliminăm fundalul pentru această imagine care a fost încadrată în fața textului. O simetrizăm cu drag and drop și cu ultime reglaje o așezăm astfel încât să nu obtureze tabelul. Tema pentru acasă. Folosind formatările de text și de imagine prezente în unul dintre cele două modele prezentate, realizați o pagină de calendar 2022 pentru luna în care v-ați născut. Vă mulțumesc!